Emitentul este cel care stabilește dacă un document este la clasificate sau nu. Deci Ministerul de Externe a considerat că acest document trebuie să fie la documente clasificate și așa și făcut. Din punct decizia rămâne clasificat până la adoptarea finală. Spuneți că a fost adoptat. De ce mai este clasificat acum documentul? Vom purta discuții cu toate instituțiile când vom ajunge la un numitor comun, atunci vom face public. Dacă este un document clasificat, de ce președintele Camerei Deputaților, domnul Liviu Dragnea, știa despre acest document? Sau de unde știa? Bun, s-a știut despre acest document, am văzut că a apărut înainte de a fi votat încă în ședința de guvern, deci era, acest document era deja cunoscut, în rest nu vă pot spune ceea ce este în document.